Slăvit să fie Domnul! Socotesc că se merită cu toții câți bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate, cu pace și cu liniște și în ziua aceasta suntem în casa de rugăciune cu toată biserica. Să ne unim inimile să binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, Marele Păstor al oilor. Și onorat și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Am vrea în ziua aceasta onoratul să nu fie mirile și mireasa. Onoratul să fie Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Indiferent ce evenimente avem în casa lui Dumnezeu, toată lauda și toată gloria să fie al lui Dumnezeu. Ia venim aici, spunea psalmistul în psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime, Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată, căci acolo se suie semințiile Domnului după legea Dumnezeului lui Israel ca să laude numele Domnului, frați de la Pardin. De-aia suntem aici. Să-L mărim pe Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Eu o să vorbesc astăzi ca să fie mulțumit Dumnezeu, chiar dacă unii nu sunteți mulțumiți. Noi vrem să vorbim să fie mulțumit Dumnezeu, că cu El am făcut contract, am făcut cu oamenii. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Pardii. Mă uitam că a spus covorul ăsta alb, bă, dar dacă nu le puneați covorul, nu putea intra, e durec șoarele? A, fraților, e durec șoarele dacă nu le puneați covorul? Bă, oameni buni, tot ce este înălțat înaintea oamenilor este o uriciune înaintea lui Dumnezeu. Lăsați-i, fraților, următoarele, nu le mai puneți covorul. Dumnezeu să-i binecuvânteze cu pocăință, oameni buni! Dumnezeu să fie binecuvântat! Dumnezeu să binecuvânteze toată biserica și aș vrea să vă spun astăzi aici la dumneavoastră că în casa lui Dumnezeu nu-i nimic fără slujbă. Consulorile, noi nu cântăm, nu predicăm. Eu aș vrea să vă spun că nu-i nimeni fără slujbă. În poporul lui Dumnezeu nu-i nimeni fără slujbă. Scria Pavel Romanilor în capitolul 12, mă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, aceasta va fi o slujbă domnicească. Și mamuța are slujbă, și moșneaguțul are slujbă. Testa o slujbă. Faptul că te păstrezi curat, neîntinat de lume, va aduce o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică de la Pardii, să vă păstrați curat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie binecuvântat. Țin minte, am avut un frate la noi în sat care a trăit aproape 100 de ani, 98 a trăit el și 98 soția, n-a avut copii. Seara a murit soția și a doua zi a murit el și a îngropat pe amândoi odată, îmi povestea că a prins amândouă războaie mondiale și era prinzionieri, 8 ani au fost prinzionieri și dormea în car noaptea cu neamț. Și noaptea, Duhul Sfânt a vorbit prin fratele Zosu, așa-l chema. A vorbit și a zis, Măiestate, îți prezint înaintea ta acest trup curat și neîntinat. Duhul Sfânt din fratele Zosu trimitea raportul la Dumnezeu despre curăția chivotului acesta oameni. Noi purtăm chivotul acesta cu noi în fiecare zi și în chivotul acesta trebuie să fie tablele legii, toiagul lui Aron și orice recomand. Asta trebuie să fie în chivot. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. De fapt, cu ocazia căsătoriilor, aș vrea să vă spun în ziua aceasta, nu uitați că noi suntem mireasa Domnului Iisus, adevărat? O să te verifici azi dacă mai ești mireasă? De-aia mă sunt căsătorii. Prima dată
trebuie să ne aducem aminte că suntem mireasa Domnului Iisus și Pavel scria Corintenilor, căci v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, dar mă tem, după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, să nu se strice și inimile voastre de la curăția adevărului. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne păstrăm curat haina de mireasă. Ecleseastru, în capitolul 9, cu versetul 11, hainele să fie albe în orice vreme și un de lemn să nu-ți lipsească de pe cap Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm hainele curate și vasul nostru să fie plin cu un de lemn. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze cântărețe de aici. Nu scrie Scriptura cât e estimată o predică. Nu scrie, dar vorbește de cântare. O cântare cântată din toată inima. Acolo nu scrie cu acordeonul, cu trompeta, cu țambalul, nu. Azi bun și asta. Dar și astea trebuie racordate la inimă. Face mai mult decât un vițel cu copite și cu corni, cu tot. Nu m-aș vrea să vă spun în ziua aceasta la partii, că nu toate cântările ajung sus. Aveți de grijă aceștia care cântați. Nu toate ajung sus. Să nu credeți că care cântați, ai gata, îți duci cântarea sus. Nu? Numai două feluri de cântări ajung sus. Psalmul 33, primul verset, a doua jumătate a versetului. Celor neprihăniți oameni buni. De așa de bine, aveți grijă ăștia care cântați. Că dacă nu sunteți neprihaniți, îi cântați numai la frață, în adunare, cântarea s-o prea la pot. Asta-i cuvânt, asta-i Evanghelia, nu putem trece pe sia. Celor neprihaniți, așa de bine, cântare de laudă și încă o categorie. Iacob, capitolul 5. Mai este o neprihănire, o condiție. Cei cu inima... Bună, băi, oameni buni! Cei cu inima bună să cânte cântări? În ziua aceasta verifică-ți inima când vii și cânti, e bună sau nu e bună? Că dacă nu cânti degeaba. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică de aici. Dumnezeu să binecuvânteze familiile de aici. Mă uitam acolo și pinirii îl cheamă Beniamin. Pentru cei ce cunoaște Scriptura, Beniamin e al doilea copil al lui Rahela, care l-a născut când trăgea să moară. Și acolo s-a întâmplat un eveniment, eu când citesc pe acolo plâng, Iacob, care a slujit pentru Rahela 14 ani. Măi, Beniamin, ce zici dacă zicea Vasile 14 ani și îți dau pe copil ăsta? A? Păține-ți copilul cu tăt cu tine, că 14 ani nu slujesc. Bă, oameni buni, o să slujești 14 ani pentru o nevastă. Și scrie Scriptura acolo, cei 14 ani au trecut ca 14 zile, pentru că Iacob iubea pe Rahel. Dumnezeu să binecuvânteze familie, iubiți-vă soțiile. S-a întâmplat un eveniment acolo și aș vrea să avem grijă ăștia cu familie. Mai ales soță. Niciodată să nu roștești o sentință când ești mânios. Iacob a plecat de la Laban pe ascuns, a luat nevestele, l-a ajuns Laban din urmă și a zis, acum mi-ai luat și mi-ai luat. Dar de ce mi-ai furat? Dumnezeu, atenție! Dacă veniți din familii care aveți Dumnezei străini, valabil pentru cei ce vor fi mire și mireasă, lasă Dumnezei tatălui lui acolo! Nu lua Dumnezei străini! Domnul Dumnezeu să fie singurul Dumnezeu pe care îl slujim! Așa spune prima poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, să n-ai alt Dumnezei afară de mine! L-a ajuns la bani. Nu zice, de ce mi-ai furat? O rostit Iacob acolo un cuvânt care mai târziu s-a împlinit. Să moară cel ce-o furat. Nu știa.
că pierde pe cea mai scumpă pentru care au slujit 14 ani. S-a întâlnit cu judecata că Dumnezeul nostru nu doarme, binecuvântat să fie numele Lui. Mă uitam astăzi aici camerele de luat vederi. Eu aș vrea să vă spun că asta e cameră care dă vedere. Asta care ia vedere, asta te lasă chior. Asta e camere care dă vedere. Binecuvântată să fie Evanghelia. Spune scria Pavel în epistola către Timotei, a doua epistolă, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu, oameni buni, și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic și desăvârșit pentru orice lucrare, bună, binecuvântată să fie Evanghelia. Ea te învață cum să trăiești, ea te învață cum să vorbești, ea te învață cum să vorbești în casă cu soția, ea te învață cum să vorbești la lucru, binecuvântată să fie Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Și am vrea să credem în Evanghelie. Credeți în Evanghelie? A? Sau numai ce ne place? Numai ce ne place? Am stat de murmă cu murmă, mi-are până la o lumină, vezi și sari pe... Fratul, tătă, Scriptura asta e aură, mă amăr la baptism, la adunare și spunea, să pui versetul de aur, bă, dar cealaltă și de tablă. Tătă-i de aur, binecuvântat să fie Dumnezeu. Toată Scriptura este de aur. Dumnezeu să ne ajute să nu trecem peste ce este scris. Dumnezeu să binecuvânteze familiile, aceste două familii numeroase. Cu copii mulți, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu prunci. Bă, tată-i bună pocăința, mă, nu-i place prunci, mă. Nu-i place prunci. Eram undeva la o căsătorie în România cu mulți ani în urmă și era o coconă de asta pocăită și au zis, ori o fi mântuire, ori o fi, mie nu-mi trebuie coconi. Vreau să vă spun că raiul cu coconi? Nu-i fără coconi. Pavel scrie în epistola către Timotei, a doua, a întâia, capitolul 2, cu versetul 15, totuși ea, femeia, nu-i cuvintele mele, bă, oameni buni, că să mi-are, n-au nicio valoare, va fi mântuită prin naștere de prunci, nu le place la sărare. Aș trebui că silueta, avea să ție silueta, ori cu siluet, vrei cu silueta în iad, sau vrei fără silueta în rai. Femeia va fi mântuită prin naștere de prunci și nu numai atâta. Și nu numai atâta. Că sunt și în lume, eu am trăit în sat la mine, toate femeile de la ortodox și avea copii mulți. Aveam o vecină, avea 11 și vine la noi în casă, adică așa mâlne sus. Madionică, îți păcătoasă, îți rea, câți copii ne-o dat Dumnezeu, pe tăți am adus pe lume. Dumnezeu să vă binecuvânteze, primiți copiii. Că dacă îi programați, sau dacă împiedicați să naște, vă așteaptă iad, interesați-vă de temperatura de iad, acolo vă duceți. Eu trebuie să vă vorbesc adevărul în ziua de azi. Dumnezeu să binecuvânteze familiile tinere. Fraților, ne poate da Dumnezeu bucata de pâine? Oameni buni, scria psalmistul în psalmul 25, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit și nici pe urmașul lui cerșându-și pâinea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, fiecare prunc vine cu bucata lui de pâine. Dumnezeu să fie binecuvântat. Fraților, va veni o zi când ne vom înfățeșa înaintea scaunului de judecată și o să se uite acolo familia cu tare, 12 copii trebuie să ai și ai numai 2. Ce vei face în ziua judecății? Eu vreau să mă mărturisesc. Eram cu mulți ani în urmă la o binecuvântare de copii și predica fratele Cornel Bărsan, care l-ați cunoscut de la Canada, au trecut la cele veșnice. A fost chemat la o binecuvântare de copii undeva în Ardeal și fratele care l-a chemat la binecuvântare îi mărturisea o lucrare de noapte.
Frații, vă spun, nu vă spun povești, vă spun lucruri adevărate. Și îi spunea fratele nevasta, eu eram la lucru, nevasta a plecat la maternitate să nască al 8-lea copil și noaptea a intrat în casa noastră un bărbat îmbrăcat în alb cu un registru mare. Și eu zic la fratele, am venit să fac prezența copiilor. Fratele a asistat la lucrarea aceasta de noapte și a început să-l strige pe primul și copilul striga, prezent! Și trecea în spatele îngerului, a strigat pe toți 7 și l-a strigat și pe el de-al 8-lea. Și a strigat și numele oamenilor. Ioan, a 8-lea. Fratele nu știuse că între timp nevastă născuse la maternitate al 8-lea copil. După ce a făcut prezență, a zis la fratele, vin încoași la mine să-ți arăt în cartea asta. Aici este ora, ziua, luna și anul. Între să vii pe pământ fiecare ființă umană. A închis cartea și a zis, trec prin România să fac prezența copiilor și va trece și prin America. S-a dus fratele a doua zi la sora, a ieșit la vizită, care știți care erați acolo, care s-a avut copii în România, și fratele îi zice, ce face băițelul care s-a născut azi noapte și se va chema Ioan? Și mi-a spus, părere, hai de bine, om, dar de unde, știi că am născut și am și băiat? O zis, azi noapte, o trecut un înger a Domnului prin casă la noi și-a zis că ai născut și că ai băiat. Ăsta-i Dumnezeu nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă pe pământ să țină o evidență severă și strictă, mai mult a raiului Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceștia doi. Nu știu cum ai să-i spui. Cum ai să-i spui la nireasă? Când ai deamul înainte, cum ai să-i spui? Nu te-ai gândit? Băi, băiate, trebuia să te gândești. Eram la un unt și l-am întrebat pe nirii, băi, cum ai să-i spui? Puișor. Băi, grijă numai. Bă, dacă n-ai să-i poți puișor, măcar pe nume să-i spui. Fraților, surorilor, poate vă vine să zâmbiți. Nu cumva să schimbați numele la femei. Bă, dacă nu poți să-i spui puișor, să iubi, auzați, iubi în sus, iubi în jos, mi vremea noastră nu era așa ceva. Bă, dacă nu poți iubi măcar pe nubi să-i spui. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă prețuiți unii pe alții. Dumnezeu să fie binecuvântat. Mă bag o leacă în Scriptură, mai am timp? Frați Fagecaș, mai am timp? V-am prins în mână și nu vreau să vă scap, că și știu că nu v-am mai prins. N-am fost aici de vreo 8 ani de zile. Mă bag o leacă în Scriptură. Frate, e cuvântul. Frate, adeseori spun, bărbați, să iubească soțiile, cum a iubit Hristos biserică. Ia să vedem o leacă. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și frate, să opresc aici. Hai să mergem la următorul verset. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul, cu apă, prin cuvânt. Ei, noi trebuie să iubim nevestele și să le sfințăm, oameni buni. Auzi, oameni, nu mă, să iubim femeia, asta nu înseamnă să-ți iubești femeia, să o duci la plajă. Că așa vrea ea. Să o vrea tunsă, să o vrea încărleonțată și zice, bă, nu mă, fraților. Ăsta-i cuvântul. Ca să o sfințească, frați de la Pardii, noi trebuie să iubim nevestele, să le sfințim, să le ducem spre neprihănire. Nu să le ducem spre lume, că de-aia-s divorțuri prin familie. Pentru că s-au pornit spre lume. Și-au pus probleme, și-au pus ninoroșiri, și-au pus nacazuri. Ai scris Scriptura, au citit fratele de la versetul 20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumirea, oameni buni, mulțumirea. Dacă se despartă azi familii, primul lucru care pătrunde e nemulțumirea. E nemulțumirea. Niciodată să nu vă comparați cu alții, voi ăștia de azi. Ai văzut și casa are așa? Ai văzut și mașina are așa? Vă cât câștigă așa? Tu nu ești bun de nică. Mai auzi odată. Nu așa, surorilor. Nu așa, sau poate vreți rochi în fiecare săptămână.
Am întâi și surori de astea, botoasă când eu cumpărat duminică rochii bărbatul. Vă da, vezi, dacă are bani, dacă are bani, dacă îl porți toată ziua pe la ștor, bate vântul prin buzunar, de unde să-ți iei rochii nouă? Dumnezeu să binecuvânteze familiile cu mulțumire, oameni buni! Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire. De-aia intră vrajmașul prin familie. Ne mulțumiți. Nu-i mulțumită cu casa, nu-i mulțumită cu mobila, nu-i mulțumită cu rochea. Și apoi avem probleme. Fraților, pe vremea noastră, când eram copil, nici nu se pomenea de divorțuri la penticostali. Nici nu se pomenea. Acum a intrat satana la penticostali cu divorțurile. Păi dacă tu ești numai la lucruri murdare, tătă ziua, numai la lucruri străcate, mergeți acolo unde Pavel scria Efesenilor în capitolul 4 să nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă. O sândiți-le, eu cunosc azi. S-a dus cu femeia la Florida, la plajă, bărbatul acolo v-a dus dezbracat, acolo mai frumoasă ca femeia lui, și-o lăsa femeia. Păi și cați acolo, ce cauți acolo? Intră pe terenul diavolului, poți sunteți care frecventați plajă. Astea sunt lucruri uricioase înaintea lui. Tu faci parte dintr-un popor sfânt, binecuvântat să fie Domnul. Faci parte dintr-un popor dus deoparte, pus deoparte, Dumnezeu să fie binecuvântat. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați, ce seamănă omul? Așa și să cera, nu vă înșelați, bă, că-l păcălim, nu, pe Dumnezeu nu-l păcălești, mă. El nu-l păcălești. Nu vă jucați cu mântuirea, frați, de la pardii. Că vine într-o zi telegrama de sus. Ieri am fost la mormântare și azi vin la nuntă. Vine telegrama de sus. Contează câți ani ai. E psalmistul în psalmul 90 cu versetul 3. Tu întorci pe oameni în țărână și zici. Când vine comanda de sus, ai plecat. Dumnezeu să ne ajute să fim împăcați cu Dumnezeu, oameni buni. Pace și sfințenie fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze familia aceasta, Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică de la pardii. Dacă nu ne-o mai vedea aici, știu, pot să mor eu, următor. Sau tu care m-a ascult, nu se știe. Dumnezeu să ne ajute să fim prezenți la ultima nuntă. Dumnezeu să ne ajute să avem hainele albe, un de lemnul pe cap, atunci când se va auzi strigarea. Va suna arhanghelul cu a șaptelea trâmbiță din Apocalipsa. Și biserica se va ridica în sus, Doamne ajută-ne, amin.